Polițiștii rutieri și cei din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității au oferit doamnelor și domnișoarelor aflate în trafic flori și felicitări personalizate. Acțiunile s-au derulat în zona centrală a municipiului Suceava. De asemenea, serviciul rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a oferit femeilor care s-au aflat în trafic în calitate de conducător auto, pasager sau pieton, cadouri simbolice. Acțiunea a avut loc simultan în Suceava și Gura Humorului și atenția pompierilor militari suceveni s-a îndreptat cu recunoștință spre femeia de lângă ei, fie soție, fiică, mamă, ori colegă, alături de care își desfășoară activitatea profesională zi de zi. Pompierii paramedici smurda au intervenit în unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Sfântului Ancel Nou din Suceava, unde au oferit atât personalului medical feminin, cât și pacientelor, câte o floare, un zâmbet și o urare pentru o primăvară frumoasă. Militarii nu le-au uitat nici pe colegele de serviciu, care cu ambiție, seriozitate și profesionalism dovedite în îndeplinirea obiectivelor nobilei profesei pentru care au optat și au câștigat simpatia și încrederea cu echipierilor lor bărbați.